Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În micuța și liniștita comună Racovița, din județul Brăila, mai locuiesc cam 900 de persoane împărțite în cele trei sate, Corbeni, Custura și Racovița. Cele trei sate abia dacă adună împreună 20 de străzi. Cea principală este un drum județean, drumul județean 202A, care traversează de la est la vest localitatea. La intrarea în comună, în drumul principal, dă strada bisericii, iar la ieșire, în partea cealaltă, ajungi destul de potrivit, în opinia mea, pe strada cimitirului. Cam la jumătatea drumului între bisericii și cimitirului se află și primăria. Și acolo poate fi găsit primarul, domnul Tudorel Gâscă, acum la al doilea mandat. Vin alegerile la anul și chiar dacă locuitorii par să-l aprecieze, nu se știe niciodată. La începutul anului, primarul acestei comune, de 900 de locuitori, din ale căror taxe probabil că nici măcar utilitățile primăriei nu pot fi plătite complet, și-a mărit salariul la 15.000 de lei brut. Prefectura consideră că domnul primar a încălcat legea, a sesizat Camera de Conturi și a cerut în instanță anularea măririi de salariu, asta după ce l-a atenționat în repetate rânduri în scris pe primar să-și anuleze mărirea. Prefectura spune că, potrivit legii, salariul maxim ar fi fost limitat la 9.200 de lei lunar. Primarul e de altă părere. Se merge la judecată. Și interesant că atunci când un reporter de la Postul TV Digi24 a cerut mai multe detalii, edilul l-a trimis la purtătorul de cuvânt al instituției. Pentru că, de ce nu? Când ai 900 de locuitori, important e să ai cât mai mulți angajați. Și mă întreb, oare cât de multă treabă are purtătorul de cuvânt al primăriei din comuna Racovița-Brăila, cu 900 de locuitori? Și oare ce salariu are? Și de unde vin banii? Că nu cred că din taxele locuitorilor. Practic, tot de la guvern. Astfel de situații, cu primari cu salarii uriașe în comparație cu puterea financiară a localității, se întâlnesc în numeroase primării din țara asta, după ce Liviu Dragnea le-a dat voie primarilor să-și umfle salariile din motive evident electoraliste. Mulți au profitat de ocazie, cine n-ar fi făcut-o, nu? Și-au dat iama în banii publici. De altfel, imensa majoritate a localităților mici din țara noastră nu pot susține nici măcar costurile cu propriile primării, dar mi-te să mai aibă bani de investiții și dezvoltare. Sunt aproximativ 3.000 de UAT-uri, cum se spune, unități administrativ-teritoriale în România. O treime dintre acestea au sub 2.000 de locuitori. Unele dintre ele sunt chiar orașe. 651 de comune nu au avut în anul 2022 venituri proprii nici măcar pentru a plăti salariile propriilor angajați, scrie publicația Curs de Guvernare. Vasluiul, județul adică, are peste 70% din comunele județului în această situație. Iar bugetele a 412 comune din România au venituri proprii mai mici decât subvențiile primite de la bugetul central. În aparatul administrativ local, adică la primării și în consilii locale și așa mai departe, sunt angajate 315.000 persoane și în instituțiile care țin de primării. Și este evident că o reformă administrativă, o reorganizare teritorială administrativă, nu? Se impune. Este logică, firească, absolutamente necesară. Ar putea fi comasate numeroase comune. Ar putea fi reevaluate o mulțime de orașe care nu sunt orașe decât cu numele. Ar putea fi integrate în orașele mari o mulțime de comune lipite de acestea. Locuri care sunt, de facto, cartiere ale acestor municipii, aflate însă în stăpânirea unor mafii politico-funciare care trăiesc, se înfruptă și prosperă din tranzacții imobiliare cu terenurile pe care le înghit orașele în creștere. Dar reorganizarea aceasta este amânată ani și ani. De ani și ani de zile. Și de ce? Pentru că partidele noastre învechite, osificate, corupte, nu se mai bazează decât pe două lucruri ca să obțină voturi. Nu pe programe, nu pe idei, nu pe viziuni de dezvoltare, nu pe proiecte de țară, ci pe lehamita electoratului, care nu mai iese la urne, și pe mobilizarea aparatului de partid din teritoriu, care depinde aproape întotdeauna de aceste structuri administrative locale, finanțate din bugetul central. Rolul primordial
al multora dintre acești primari din localități completamente falite, a căror existență administrativă nu se justifică. Deci, rolul lor este în primul rând de a sluji partidul și de a aduce voturi partidului, care apoi îi trimite înapoi resurse publice pentru supraviețuirea lui și a rețelelor sale locale. Și abia apoi, dacă mai rămâne timp, dacă mai rămân bani, mai vine și responsabilitatea față de locuitorii OAT-ului respectiv. Și cum se poate rezolva această problemă? Cum poate fi spart cercul vicios, voturi contra resurse, contra voturi? Păi într-un singur fel. Prin participarea masivă la vot. Absenteismul favorizează establishmentul corupt. Votul în masă face irelevantă, proporțional, influența mafiilor politice bazate pe voturi puține. Dacă strângi puține voturi și votează foarte mulți, atunci nu contezi. Dar dacă strângi puține voturi și nu votează decât ăia, atunci practic controlezi totul. Deci lehamita electorală ne costă. Asta trebuie să înțelegem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.